Niți vârcolaci, cu siguranță v-ați plictisit într-un ultimul hal în carantină, așa că dacă vreți să vă condimentați un pic viața, ce mai bine ar fi să deveniți vârcolaci, să vă mâncați partenerele, apoi să mergeți pe munte, să urlați la lună, să vă întoarceți înapoi, ca și cum n-ar fi fost nimica. Și toate astea fără să luați coronavirus. Extraordinar. Cu glumele astea o să ajung foarte departe. Cu siguranță o să fiu cel mai bun YouTuber. La ce glume proaste am și la ce calitate extraordinară, mă mir că mai trăiesc. Dar fetița asta ne învață o chestie extraordinară. Vreau să știu cum să devin vârcolac. Vreau să mă duc să mănânc șoareci în clar de lună. Ar fi altceva, e extraordinar. Nu știu de ce am zis asta. Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vă voi arăta cum să deveniți vârcolaci. Dacă vă place episodul, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pentru primul pas aveți nevoie de un pix, o foaie și o cană de apă. Extraordinar! În caz că ți sete, bei niște apă. Aș vrea să știu de unde iau copiii ideile astea, dacă din capul lor sau... Nu, se uită prea mult la TV, dar n-am să înțeleg chestia asta. Deci atât de simple, oameni buni, să devii vorcolac. Vă vine să credeți. Deci n-aveți nevoie decât de o coală de hârtie ruptă, probabil, foarte urât, un pic și o cană de apă. Extraordinar! Ce elemente simple și eu care... Credeam că îți trebuie, nu știu ce, ritualuri cu lumânări, cu vărsare de sânge. Nu, tată, aveam totul la îndemână. Așa, luăm pixul. Da. Și scriem pe ea. Dragă vârcolaci. Spuneți-mi că nu-i pe bune chestia asta. Voi ați auzit ce-o zis? Dragi vârcolaci. Nu înțeleg, sunteți mai mulți, vă scrieți unul altul, vă dați seama ce conferințe video fac ăștia. Doamne, iartă-mă. Hai că durează. Eu vreau să fiu ca voi. Dar de ce ne lua tu o fată, o foaie ca lumea, să scrii frumos? Să ai un pic de prestanță în fața vârcolacilor. Nu fii așa cu o foaie ruptă. Tu, fată, tu, alineat, frumos, scris cu stilou, să se înțeleagă. Nici nu durează 100 de ani până scrie chestia. Nici nu îmbătrânesc. Femeie trece virusul până scrii tu scrisoarea. Dumnezeu, vreau să fiu șocată. Așa că dăm și mie puterile tale. Dragi vârcolaci, dăm și mie puterile tale. Bă, dacă eram toți la fel de bătuți în cap când eram mici, destul de grav. Dar serios, mă gândesc dacă și noi când eram mici eram toți la fel de bătuți în cap. Că n-ai cum, frate, n-ai cum. Ce dracu faci, mă? Câtă pasiune scrie acolo, ai de capul meu. Asta cred că și sper să-i vină vârcolac. Că cum n-ai, bă, mă? Doamne ferește, hai tu, fată, mai repede. Da. Punct. După ce ați scris, da, luați foaia. Ia, o luăm. O înmoiați în apă. Așa, o udăm, o facem flașcă. Da, nici nu mă grăbeam. Da, scrie-o. O luați. Da. Scris ce vreți voi pentru vârcolaci. Da. Puneți în apă. Și vin vârcolacii seara și iau foaie. Incredibil, doamnelor și doamnelor, am aflat secretul vieții, adică, pardon, secretul vârcolacilor. E atât de simplu și atât de la îndemână. Lăsați acolo. Mhm. Și acum bem. Aici, dai seama, mă, se îmbină scuipatul cu foaia aia, știi? O să te miroasă după ADN, o să te găsească, ești nebun, e mare. Deci o să bem apă în care ghiciți ce e hârtia, mă. Dar-s curioasă, bem și hârtia sau nu? Că nu o să-mi pice așa de bine la digestie. Se uită în camera, zici că vrea să-ți mănânce sufletul. Și acum. Și acum. La miezul nopții, da, 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 da. La ora 12, mai beți o jucă. Deci la ora 12, la ora miezul nopții, să ținem minte. Deci, te rog frumos, spuneți unde e logica aici. Măcar de-ar fi avut o logică. Deci, se presupune că e o scrisoare, da, în fine, pentru cineva, da? Și ai vrea să o vadă ca să, da, să-ți răspundă. Dar nu trimiți scrisoarea, o bei, eventual, la ora 12, noaptea, că de ce ai de făcut mai bun cu viața ta? Și cum Dumnezeule Mare ar trebui să mai găsească vârcolacii
Nu, scrisoarea. Dacă tu ai băut-o sau ai înghițit-o sau ai mestecat sau ce ai făcut tu. Nu înțeleg, vine seara după aia și te disecă, ți-o găsește în stomac, ți-o deschide și wow, sau care-i vraja? Te rog, spune-mi aici. Vă dați seama ce tare ar fi să invoce tipa asta fantome? Că ea nu folosește placa Ouija, o ia o mănâncă. O să aibă o placă Ouija, o mănâncă și după aia, pac, vin spiritele și demonii la ea ca babele la pâine cale, ești nebun, o să tragă ăsta vârcolacii la ea cum trag babele la Dragnea, n-ai cum, ești nebun. Voi vă dați seama ce prostii? Și habar n-am de unde iau ideile astea sau nu, dar mi se par extraordinare, pentru că cred că și noi eram la fel de proști, ne eram mici. Și noi scriam căcaturi de astea, extraordinare, măcar nu ne filmăm, bă, asta e partea bună. Să dați like și ne vom vedea și pe data viitoare când veți deveni și voi vârcolaci. A, deci ea e vârcolacă. Corect. Na, parul n-am știut. Na, ăsta a fost episodul și ne revedem data viitoare. V-am pupat!